Doamna, dragii mei, astăzi vin cu o bombă calorică, cu o bombă de ciocolată. Am pancakes de ciocolată, glazurate cu ciocolată și servite cu fructe. Cum le-am pregătit? Urmează să vedeți pașii. Faza este să pregătim aluatul pentru pancakes. Aici am 4 ouă, peste care adaug 400 ml de lapte. Mai adăugăm 200 de grame de zahăr și 35 de grame de cacao. Și mai vin cu 100 de grame de făină și un praf de copt, mai exact 15 grame de praf de copt. Toate ingredientele le mixăm până la omogenizare. Mai adăugăm și 100 ml de ulei și omogenizăm toate ingredientele. Așa arată consistența aluatului. Și acum mergem să-l pregătim la tigaie. Când se formează bulele astea deasupra, atunci este momentul ca să o întoarcem pe partea elaltă. Și acum vom monta panchexul. Deci, am topit o ciocolată. Punem și fructe de care aveți. Acum e sezonul căpșunilor în piață, e plin de ele și mâncăm acum pe săturate. Venim cu și așa mergem cu ele până sus. Așa arată și feliat panchexul, este pufos, este gustos, eu vă recomand cu drag să pregătiți și această rețetă.